Întâmpinarea colindătorilor a continuat ieri și la Centrul Pastoral Misionar Sfântul Ioan Casian din incinta reședinței arhiepiscopale din Galați. Înalt preasfințitul părinte Casian a ascultat colindele intonate de colindătorii din Galați și Brăila, i-a binecuvântat și le-a oferit daruri. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost colindat ieri de corul militar al garnizoanei Brăila, corul Sfântul Rafael al preoților din protopopiatul Târgu Bujor și elevii seminarului teologic ortodox din Galați. Au mai adus vestea nașterii Domnului grupul de copii Doina Mândrei din parohia Brătulești, grupul de tinere din cadrul așezământului social filantropic Sfântul Vasile cel Mare din Galați și angajații centrului eparhial. Suntem deosebiți de onorați că am fost astăzi în mijlocul arhiepiscopiei Dunării de Jos din Galați pentru a vesti nașterea Domnului prin colindele pe care le-am pregătit și de astfel venim cu drag în fiecare an pentru că, precum știm, în Biserica Ortodoxă Română se păstrează o veche tradiție de a vesti și de a cânta colindele religioase ca mijloc și ca manieră de a primi pe Domnul încă din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Desigur că vom reveni cu plăcere de fiecare dată când vom fi invitați și în aceste zile vom căuta să vestim nașterea Mântuitorul nostru Iisus Hristos în mijlocul a multor grupuri de copii și în multe locuri unde vom fi invitați. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe colindător și le-a oferit daruri.